Salut! Sunt Robert și vroiam în filmul ăsta să vorbesc cu voi despre știrile care mi-au atras atenția zilele astea. Ați văzut că am făcut o rubrică aici și vreau să o permanentizez, adică vreau să spun niște chestii pe aici și să le permanentizez. Una. Câțu zice că ne merge bine. Asta a zis Câțu săptămâna trecută. Că Moody's și agențiile de rating americane au spus că România e ok și se păstrează ratingul. Și concluzia pe care a tras-o Câțu legat de asta este că ne merge bine. Adică putem să ne împrumutăm. Că asta înseamnă, de fapt, ratingul pe care îl dau agențiile respective. Are două componente. Una, că te împrumuți la dobânzi bune, dar nu știu care zdra cu dobânzile alea bune, că România se împrumută la cele mai mari dobânzi din zona asta de aici. Da? Din zonă de la noi, din Europa sud-estică, centrală și de sud-est, noi avem cele mai mari dobânzi la împrumuturi. Noi suntem cei mai proști. Deci, asta spune ratingul respectiv, că tu poți să te împrumuți și că să vină investitorii să investească acolo. Păi cum să vină investitorii să investească dacă noi suntem în zona roșie? Cum să se întâmple asta? Că eu pe asta nu văd. A doua, aia cu împrumuturile, păi se vrea treaba asta, că România s-a împrumutat, de s-a rupt, adică în ultimii 2 ani de zile ne-am împrumutat cât în ultimii 30, cred. Extrem de mult. Și de conturile astea vor fi plătite de aia care au ieșit în stradă să-i pună păște. Ăia le vor plăti. Da, așa e când ești prost. Când ești prost și ușor de manipulat și nu înțelegi despre ce e vorba, ca și buzunar. Așa se întâmplă. Prostia și mândria se plătesc. Bun. Hai să vă povestesc cum e cu agențiile astea de rating. Nu știu dacă știți, dar în criza din 2008, agențiile astea de rating dădeau creditelor la bancare pe imobiliare, că de acolo a plecat criza aia, din SUA, dădeau niște ratinguri foarte bune. Și oamenii au crezut, au mers în continuare, au cumpărat și de acolo a apărut criza. Bun, are mai mulți factori, dar vă explicam care este mecanismul. Au și fost cercetate agențiile astea de rating internaționale, care al dracului să fie, sunt americane toate. Bă, agențiile astea de rating sunt americane toate. Nu știu cum dracu se face chestia asta. Oare de ce ori fi făcut agențiile astea de rating? Or fi un instrument politic de subjugare a țărilor ăstora proaste, cum e România? Care vine și zice, bă, dar așa a zis agenția de rating? Bă, frate, dacă a zis agenția de rating, nu te mai împrumuți. Nu mai vin investitori acolo. Bă, investitorii nu sunt atât de proști și atât de tâmpiți încât să nu-și facă propriile studii. Ăla care vrea să investească, nu o să ia după Moody's și după Standard & Poor's și după toate căcaturile alea. Ăla știe de ce vine. Și știe care sunt avantajele și dezavantajele înainte să-i spună Moody's și Standard & Poor's. Alea sunt doar pentru împrumuturi, dacă mă întrebați pe mine. Adică împrumuturile guvernamentale care să se dea la prețuri mai mici sau mai mari și dacă vrea nenea unchiul Sam, zice, bă, ia că România a sărit calul, nu ne place de el, de România. Ia măriți-i voi, scădeți-i astea de rating ca să împrumute la bani mai, la dobânzi mai mari și să ia să acceseze bani mai greu. Și în momentul în care se întâmplă treaba asta, se cumințesc. Politicienii se cumințesc și se duc și se închină la Sfântul Sam. Despre asta este vorba cu agențiile de rating. Dacă n-ați remarcat până acum și dacă nu știți, așa este făcută lumea asta să funcționeze. În felul ăsta se pune presiune pe țări. Nu altfel, financiar. Da? Bun, asta este prima știre. A doua știre este legată de... și Câțu zicea că ne merge bine. Că, vezi, Doamne, din cauza asta, că ne-au dat ăștia și că sunt ok, de asta ne merge nouă bine. Păi eu nu știu, v-ați căutat și voi pe buzunare să vedeți ce v-a mai intrat, ce v-a ieșit, că am impresia că iese mai mult decât intră. Și stați să vedeți că încă n-a început. Că momentul în care va începe și o să vină iarna, e pe drum. Că deja s-au pornit centralele, stați să vedeți cât iese
și nu mai intră. Că de ieșit a început să iasă din ce în ce mai mult, de intrat intră din ce în ce mai puțin. Și asta este o ecuație proastă de obicei pentru noi. Mai ziceau de criza asta energetică că ce soluții sunt? Să scadă TVA-ul, să plafoneze prețurile și să subvenționeze. Bă, nene, dar la producătorul ăla nu vă duceți? Adică, din soluțiile pe care văd eu că le dau guvernanții ăștia, toate sunt legate de bani pe care îi dăm noi. Fie că sunt direcți de la noi din buzunar, fie că sunt de la stat, dar tot de la noi din buzunar, vin taxe și impozite. Bă, da, nu niciun producător, adică producătorii n-au nicio chestie cu treaba asta. Adică îi lasă în continuare să-și facă meandrele, să-și facă jocurile pe banii noștri. Și statul vine și zice că e ok. Că soluțiile sunt să reducă TVA-ul. Păi am mai văzut asta cu reducerea la TVA, că asta a venit Cioloș și a zis că reducem TVA-ul la energie. Păi noi am mai văzut asta. Când s-a redus TVA-ul la alimente, de fapt nu s-a simțit nimic în buzunarul nostru pentru că banii au fost absorbiți de către companii. În 2015 cred că s-a întâmplat asta. S-a redus TVA-ul de la 19% la 9%, nu s-a mișcat niciun preț. Bă, dar absolut niciunul. Prețurile au rămas la fel și au mărit profiturile firmele respective. Asta este soluția ca să ieșim noi din criza asta energetică, mă, nenea Cioloș. Să reduci TVA-ul? Bă, dacă producătorii ăia nu intrați acolo, nu vedeți că au niște marge de profit de 20-25%, care sunt extrem de mari pentru o astfel de industrie, unde margele ar trebui să fie de 4-5%, asta nu le vedeți. Păi de ce, mă, nu le vedeți? Voi aveți impresia că noi suntem tâmpiți. Așa aveți impresia, că așa se întâmplă. Bun. A doua știre. A treia e cea mai interesantă dintre astea și o să vedeți care sunt efectele ei, pentru că o să înceapă să se vadă efectele și dacă se produce ceea ce se preconizează, va fi foarte nașpa. A doua știre e legată de un megaproiect. Nu știu dacă știți de el, probabil că n-ați aflat. Au fost niște ziare care au publicat asta din zona Clujului mai mult. Un megaproiect de 1 miliard de euro care are în spate, se zice, pe doamna Elena Udrea. Un megaproiect real estate de construcții în Cluj care prevede transportul cu telegondola din cartierul ăla de acolo până la aeroport, ca să nu stai mult la... Nu înțeleg de ce până la aeroport și nu și până la gare. E aproape de aeroport, că e doar 1 kilometru. Cică. Și sunt niște firme acolo care sunt niște... În față sunt niște apropiații ale lui Elena Udrea, asta spun investigatorii de acolo și jurnaliștii, dar în spate se pare că este doamna Elena Udrea, și se pare că terenurile alea care au fost cumpărate prin 2007, tot așa, de către niște apropiați, acum, când s-a făcut megaproiectul ăsta, s-au dat aprobări de construcții foarte rapid. De ce la Cluj? Păi e simplu. E Boculeț acolo. Boculeț, care a fost pedelist, acum este penelist, prieten cu Udrea, prieten la cataramă cu Udrea, că s-au susținut reciproc atunci. Udrea mai mult l-a susținut pe Boculeț. Și acum, de ce să nu facem, nu? Dacă e bine pentru Cluj, de ce să nu facem? Lumea zice că s-au dat foarte repede aprobările pentru proiectul ăsta, în condițiile în care alte proiecte stau și zac pe acolo și cerșesc aprobări și cerșesc tot felul de chestii, dar așa e dacă ești prost și nu ești de la politică. Tu care vrei să vii să faci ceva în țară, eu am exemple de astea multe. La un moment dat am fost implicat într-un proiect foarte mare cu niște șmecheri. Și spuneam nevastă mea, bă, uite, tu ai și tu niște bani, da? Niște milioane de euro. Și vrei să zici, bă, uite, vreau să mă bag și eu în proiectul ăsta. Păi nu se poate, frate. Nu se poate. Pentru că tu nu ai la dispoziție datele și resursele, nu neapărat financiare, pe care le au la dispoziție băieții. Nu ai cum să faci chestia asta. N-ai cum. Pentru că atunci se dădeau niște telefoane și venea cineva și punea datele respective la dispoziție.
date care nu trebuia să aibă nimeni acces la ele, în mod normal. Și tu nu aveai cum să ai acces la datele alea. Pur și simplu, nu aveai cum. Cam așa se întâmplă lucrurile. Despre asta este, nu era în România. Nu e în România, e într-o țară bananieră. Da, în altă țară bananieră. Cam așa se întâmplă lucrurile în România. Și peste cam și în alte țări din lume, nu numai în România se întâmplă chestia asta. Da? De asta proiectul se face la Cluj, nu la București. De asta nu la Iași, la Cluj. Pentru că acolo se rezolvă lucrurile foarte repede. Chestia se face pe prietenii, pe bani, că prietenia asta trebuie întreținută și ea cu ceva. Adică Boculeț credeți că o să câștige doar de acolo doar faptul că e primar la Cluj și atât. Nu? Asta credeți? Nu cred. Cred că vin și la el niște meleoane, ca să zic așa. Aștept să-l ancheteze DNA-ul, aștept să vedem o face ceva, nu face DNA-ul ăla, că pe Mazăre l-au zgârmat și în intestinul gros. Pe Boculeț vă că nimeni. Absolut nimic. Bă, dar nimic. Da. Poate cine știe. Poate odată când l-au anchetat pe Dobi, după ce pleacă acasă de la președinție, poate îl trimitem noi acasă. Că așa ar fi corect. Ar fi primul președinte care și-a bătut joc de poporul ăsta și care și poporul ar trebui să-și bată joc de el. Și ar trebui să-l trimit acasă. Poate după ce pleacă ăsta, poate intră și Boculeț în atenția lor la care trebuie. Eu sunt convins că lucrurile nu stau chiar așa acolo. Da, asta e viața. Bun, a treia știre, poate cea mai importantă care mi-a atras atenția, e că niște lucrători italieni din două porturi foarte importante, nu le-am reținut numele, că nu asta e foarte important din punctul meu de vedere, dacă se continuă cu șarada asta, cu certificatul verde și cu Green Pass și cu nevaccinați versus vaccinați și cu tot căcatul ăsta, ea nu o să mai lucreze. Și o să intre în grevă pe termen nedefinit. Bun, e în Italia, ziceți, nu-i la noi. Problema este că pe acolo, din ce am înțeles eu, tranzitează marea majoritate a petrolului care vine în UE. Adică cantități foarte mari de petrol tranzitează prin acele două porturi. Le căutați voi dacă vreți, că sunt publice informațiile. Și se pare că dacă ei intră în grevă și nu se rezolvă treaba asta, și au șanse foarte mari să o facă, pe lângă criza asta cu scumpiri și cu toate cele, se va adăuga acum și o criză a lipsei carburanților. Pentru că nemai fiind petrol, nu se mai va mai putea produce la capacitate și vor începe să apară lipsă de carburant. Ceea ce va fi foarte, foarte nașpa. Pentru că pe lângă prețurile mari, dacă nici nu mai ai de unde să iei carburant, probabil că o să bage cartelele, ca pe vremea lui Ceaușescu, n-ar fi exclus. Noi am vrut să ieșim de acolo, dar se pare că după 30 de ani ne întoarcem tot acolo, cu dictatură, cu restricții, cu presă care tace și nu vorbește și este cumpărată. Atunci era cenzurat, acum e cumpărat. Diferența nu e foarte mare. Ideea e că informațiile tot n-ajung și presa care ar trebui să fie aia care să lucreze pentru oameni, nu mai lucrează pentru oameni. Și o să fie foarte nasol. Dar o să vedem dacă se va ajunge acolo. Din punctul meu de vedere, dacă se va ajunge acolo, lucrurile vor fi nașpa. Nu știu cum se vor repercuta la noi. Probabil că nu se vor repercuta foarte rapid. O să dureze o perioadă de câteva săptămâni, pentru că mai sunt încă stocuri de carburant. Toată lumea lucrează pe stoc în domeniul ăsta și fiind niște stocuri e ok și o să mai meargă o perioadă de timp. Ideea e că în momentul în care nu mai sunt astfel de produse disponibile pe piață, lucrurile o să fie foarte, foarte nașpe. Pentru că se rup din nou lanțurile de aprovizionare, încep din nou să crească prețurile, pentru că fiind cererea mai mare decât oferta, automat se va întâmpla chestia asta. Adică se vor suprapune niște evenimente care vor duce la niște chestii extrem de nașpa. Despre asta este vorba. Bun.
Cam atât vreau să vă spun în filmulețul ăsta, dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunț YouTube mai bun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!